Doamnelor și domnilor, am vrut să ne vedem astăzi cu distinși reprezentanții mass media locală și centrală, dintr-un motiv extrem de serios. E un motiv de mare bucurie pentru noi vrâncenii și pentru administrația publică județeană, pe care vrem să vi-l aducem la cunoștință astăzi. Așa cum bine știți, în Vrancea s-au investit foarte mulți bani pentru rețelele de canalizare, pentru extinderea rețelelor de apă, pentru funcționarea și pentru existența uzinei de apă, cum vă spun eu, din județul Vrancea. Și așa cum bine știți, am pus împreună la punct cu compania de utilități publice programul Vrancea Aqua, pe care noi îl numim Vrancea Aqua. Prima etapă a acestui program, în valoare de 100 de milioane de euro, a fost finalizată. Și a fost finalizată acest program, prima etapă, a fost finalizată cu succes. În ciuda afirmațiilor una sau altora dintre călcotașii administrației publice județene. Etapa întâi a constat în lucrări de anvergură la nivelul municipiului Focșani, Comunei Golești, Comunei Câmpineanca, Comunei Comocea, municipiului Adjud, orașului Panci, orașului Odobești și orașului Mărășești. Au constat în lucrări pentru alimentări cu apă și canalizare, ape uzate, inclusiv 5 stații de epurare absolut noi. Beneficiarii acestei prime etape acestui proiect sunt în număr de 130.000 de persoane. Deci 130.000 de persoane din județul Vrancea beneficiază în acest moment, datorită proiectului Vrancea Aqua, prime etape, de cele mai bune servicii în materie de apă și canalizare la nivelul județului nostru. Dar nu ne-am oprit aici și mergem. Deci primul proiect a fost finanțat prin programul operațional sectorial de mediu. Și pentru că, așa cum vă spuneam, nu ne-am oprit aici, împreună cu domnul director Vasilescu, am făcut toate demersurile necesare ca să putem finanța etapa a doua din programul de infrastructură operațional de infrastructură mare, POIM, în perioada 2014-2020. Așa cum bine știți, investițiile pentru asigurarea apei curente și a rețelelor de canalizare în localitățile județului au fost și sunt o prioritate pentru mine, în calitate de președinte al Consiliului Județean și de președinte al Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Vrancea Aqua. În această calitate am făcut toate demersurile și am obținut finanțările necesare pentru ca până la finalul anului 2022 Vrancea să aibă un standard modern de apă și canalizare. Iată că proiectele pe care le anunțam cu ani în urmă încep să devină realitate și prin aceasta dorim să creștem calitatea vieții vrâncenilor. Acest proiect de mare importanță, trebuie să știți acest lucru, poate că unii dintre dumneavoastră o să și studiați, plasează județul Vrancea printre cele mai evoluate județe ale României și trebuie să ne mândrim cu acest lucru. Finanțarea celei de-a doua etape a proiectului Vrancea Aqua urmează să fie asigurată prin programul operațional de infrastructură mare. Deci, așa cum spuneam, programul operațional de infrastructură mare 2014-2020, valoarea totală a investiției, atenție, fiind de 941 de milioane de lei, adică 9.941 de miliarde de lei vechi, respectiv 207 milioane de euro.
ceea ce reprezintă 85% din valoarea totală a programului. 85% din această sumă este asigurată din fonduri europene, 13% din subvenții de la bugetul de stat și 2% reprezintă contribuția de la bugetul local. Perioada de implementare a proiectului regional este între anii 2018 și 2022. Lucrările propuse în cadrul acestui amplu proiect Vrancea Aqua 2 sunt 1. La sistemul de alimentare cu apă, reabilitarea și extinderea surselor de apă, a conductelor de aducțiune a apei, reabilitarea și extinderea stațiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de magazinare a apei, reabilitarea și extinderea stațiilor de pompare a apei și a rețelelor de distribuție. De aceste lucrări vor beneficia locuitorii a 19 localități, respectiv Focșani, Adjud, Panciu, Odobești, Mărășești, Bolotești, Dumbrăveni, Gugești, Homocea, Jariștea, Obrejița, Slobozia Bradului, Ruginești, Sihlea, Soveja, Străoane, Suraia, Tâmboiești, Tulnici, Lepșa Greșului. La sistemul de canalizare vor fi realizate lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de canal, a stațiilor de pompare, ape uzate, a rețelelor de refulare. Va fi reabilitată o stație de epurare și vor fi construite alte două stații de epurare noi. Aceste lucrări vor fi implementate în 35 de localități. După cum urmează, Focșani, Golești, Câmpineanca, Gologanu, Milcovu, Răstoaca, Vânători, Cotești, Cârligele, Adjud, Ruginești, Mărășești, Odobești, Vârteșcoiu, Broșteni, Jariștea, Bolotești, Panciu, Străoane, Gugești, Urechești, Popești, Dumbrăveni, Bordești, Slobozia Bradului, Tâmboiești, Obrejița, Sihlea, Măicănești, Biliești, Suraia, Vulturu, Nănești, Tătăranu și Tulnici, Lepșa Greșu. Domnilor și domnilor, astăzi vor fi semnate primele două contracte de lucrări, respectiv primul contract. Rețele de apă și canalizare în gruparea Focșani 1, care cuprinde localitățile Focșani, Cârligele, Cotești, Gologanu, Milcovu, Răstoaca, Vânători. Valoarea totală contractată este de 126 de milioane de lei, RON, respectiv 27 de milioane de euro, iar perioada de execuție este de 30 de luni, plus 36 de luni, perioada de garanție a lucrării. Al doilea contract este reprezentat de sistemul zonal de alimentare cu apă Focșani și lucrări la sistemul de alimentare cu apă Suraia. Suraia, unde știți foarte bine că acolo este uzina de apă. Dispecerabile constau în dispecerizarea și monitorizarea sistemului de zonal de apă, stații, inclusiv stații de apă de epurare Măicănești. Valoarea contractată este de 79 de milioane de euro, respectiv, nu, 79 de milioane de lei, respectiv 17 milioane de euro, iar perioada de execuție este de 38 de luni, plus 36 de luni, perioada de garanție a lucrării. Domnilor și domnilor, dacă aveți întrebări pe această temă. Când beneficiarul va da ordin de începere, astăzi semnăm contractul în funcție de... Da, ce cred că cel mai bine poate să răspundă domnul Vasilescu. De la semnarea contractului, după prezentarea aducerea garanțiilor de bună execuție, se poate înmâna ordinul de începere a lucrărilor, deci practic maxim 30 de zile în acest moment. Am înțeles. O să invit compania de utilități publice și constructorii care au câștigat licitațiile pentru execuția lucrărilor să semneze contractul. Începem cu cele 1. Da. Contractul de rețele începem. Da.
trebuie să o vezi pe asta, dar cred cu vega. Mai fac o dată precizarea că acest proiect, poate aude toată lumea, situează județul Vrancea prin, prin complexitatea și valoarea sa, printre cele mai evoluate județe ale României. Chiar dacă Vrancea nu este unul dintre cele mai dezvoltate județe ale României. Dar din punct de vedere al apei și canalizării, vom fi. Și ușor, ușor și mai departe. O să le facem, precizat. L-am semnat pe amândouă? Imediat acum vine și au luat la contract, contractul cel de 10. Da, e bună această precizare. Sunt primele contracte de lucrări pe care le semnăm și care se semnează în România în cadrul programului operațional de infrastructură mare. Eu vreau să le doresc constructorilor mult succes. N-au o sarcină ușoară, dar eu cred că profesionalismul și dăruirea de care vor da dovadă vor avea la final niște lucrări de importanță majoră, niște lucrări de înaltă calitate, care să conferă, așa cum am spus, un nivel absolut evoluat și european în ceea ce privește apa și canalizarea pentru cetățenii județului Vrancea. Deci, a doua etapă a acestui proiect va deservi 200.000 de persoane. Vă rog. Vreau să mai spun că proiectul complet de 207 milioane de euro înseamnă, pe lângă aceste două contracte semnate astăzi, încă 8 contracte care sunt în etapa de evaluare a licitațiilor pentru desemnarea câștigătorului licitației de executare a lucrărilor și în scurt timp vor apare și alte contracte din cadrul întregului program la semnare pentru începerea lucrărilor. Mulțumesc domnului director Gheorghe Vasilescu, directorul Companiei de Utilități Publice, entitatea Consiliului Județean Vrancea și operatorul regional pentru apă și canalizare. Și vreau să vă asigur, doamnelor și domnilor, că evenimente ca acesta, în acest an, mai cu seamă în acest an și la începutul anului viitor, vom avea foarte, foarte des, pentru că o să lucrăm cu multe sute de milioane de euro în ceea ce privește infrastructura calității vieții cetățenilor în județul Vrancea. Pentru că asta știm noi să facem, să construim pentru oameni. Vă mulțumesc! Felicitări! Succes! Mulțumim.